Da, uitați direct, uite acolo, găura aia, neagră, the black hole. Și vorbim cu gaura. Cu gaura neagră. Ce vrem să transmitem noi despre evenimentul, stai să mă, nici nu știu data. Retreat urban numărul 2. Sau retreat urban revine, știi cum se făcea la firme. Da. Asta că eu nu mi-am pus... Amuleta. Totemul. Nu registrezi. Ba, da, registrezi. Registrezi? Noi tot timpul. Da. Registrezi un ban. Noastre, cu... De ce v-ați pus dacă ți-o ascunzi? Păi e acolo. Nu, asta e. Ia, așa. Cras, corazon. Exact. Corazon. Așa, Frances. E o hai să, de putere. Hai să fim serioși și să vorbim despre ce trebuie să vorbim. Dânsul vrea să fim serios. Așa, retreat urban 2. Hai da. Să fim serioși, să vorbim la subiect. Lăsați bebelușii. Retreat urban 2. După prima întâmplare cu unul care a avut succes de casă și de public și cum se zice, de box office, revine în septembrie 7-8 la Brașov, la Lux Divina, în același spațiu, 5 facilitatori, sau cum să ne spunem, oameni duși cu capul, bubuitori, care au zis, hai să schimbe ceva, hai să facem ceva. Hai să facem. Și de data asta facem... Eu cel puțin, Demetra, și de fapt subiectul va fi cumva pe deschiderea inimii și mult vom lucra pe deschiderea inimii. Eu o intenționez. Așa. Momentan, dar vedem ce se mai simte după sau în timpul evenimentului, un proces de conectare cu corpul, cu simțurile, prin mișcare, sunet, artă. Tu eu tot face? O să fac aceleași lucruri. Eu am venit, am învățat ceva și rămân doar ce am învățat și ce mi s-a activat, de fapt, amintirile mele din vieți trecute, din alte galaxii, universul, și se pare că sunt aici un French key, cum se numește în limba română. Cheie franceză, de aia care strânge și activ. Da, sunt un activator, se pare că, și tot o să fac meditație de activare și acele practici care ajută pe noi toți să activăm, să accesăm puteri, darul și harurile noastre. Și bineînțeles, dacă avem timp, energie, susținere, să vedem ce se întâmplă, că mă las abandonat, facem și channeling. Apropo de activare, anul ăsta care a fost foarte special din punct de vedere spiritual, astrologic, astronomic, oricum mai vrea să o iei, numerologic, și mie mi s-au activat niște... chestii, niște, au venit din trecut, prezent, viitor, din lumi paralele, nu știu, niște calități pe care mă ajută să ajut mai departe pe alți oameni să atingă anumite stări pe care, da, care poate le vor fi de folos în procesul lor de ascensiune. Da, e clar că deja am intrat într-o eră în care e așa, uite, ca o rachetă, așa urcăm, o eră, un an, mă rog, ca o rachetă și deja ne lansăm. Despre Emmanuel Corlan, fratele meu galactic, care are o energie bubuitoare, cei care au participat la data trecută, la prima sesiune, prima versiune, așa. First version, 001 de retreat urban, ce ați văzut, ce energie are, deci face cu puterile lui de... curățare energetică, curăță, deci orice, acolo aia, drăcușul ăia, speriații. Curăță tot, da? Toate legăturile, toate, așa, și cu siguranță face același program, mult mai puternic data acesta. Vine cu curățare, vine cu puterile lui. Da, el e minunat. Și Demetra cu limbajul luminii, noi o să fim doar 5 de data aceasta. După retreat urban 1, a rămas un ecou care și astăzi, la câteva luni distanță, se resimte. Ne-am întâlnit unii sau alții cu diferiți oameni care au participat atunci și am putut vedea și progresul și nevoia și abia așteptăm să vă revedem încă o dată pe aceia care vreți să reveniți și pe ceilalți care vreți să descoperiți această lume magică. Așa că cu bucurie, cu entuziasm, cu deschidere totală. Eu susțin pe toate aceste suflete minunate care sunt acum aici pe pământ. Totul fac din spațiu smerenie, bun simț și modestie și bazat pe adevăr. Da? Valensau, terapeutul meu preferat și unic care m-a rezolvat mulți ani la cap, este aici alături de mine, alături de noi, Mihai Attila Pal, Demetra Lucan și Emmanuel Corlan. Ne vedem pe data de
7 septembrie, prima dată. Super!